Învață de la Iancu Guda și BCR cum să faci față situațiilor neprevăzute cu un fond de rezervă și începe să economisești de azi. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar. Salutare, dragilor! Bine ați venit la Banii Mișcare! Continuăm să vorbim despre planificare financiară alături de experți în domeniu. Invitata mea de astăzi, Daniela Urzică, este expert în educație financiară. Bine ai venit la noi, Daniela! Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Te-am văzut foarte activă în zona educației financiare alături de colegii tăi și aș vrea să înțeleg această planificare financiară. Pe ce principii se bazează pentru voi? Care sunt acestea? Într-adevăr, planificarea financiară necesită, este de fapt un pas esențial în tot ceea ce înseamnă stabilitate financiară pe termen lung și atingerea obiectivelor. Sunt o serie de principii pe care noi le avem în vedere și o să enumăr câteva. Primul este bugetul familiei. Uh-huh. Este primul pas în a-ți consolida relația aceasta de a te uita la venituri și cheltuieli, a vedea cum să-ți aloci resursele pe care le ai pe categoriile importante de cheltuieli. Foarte important, mereu spun cheltuieli, să știi pe ce dai banii, că dacă întrebi un antreprenor cât îl costă chiria, furnizorii sau salariile și nu știe, e business haotic, la fel și o familie. Deci, într-adevăr, de acolo pornește totul. Așa este și pe de altă parte este important să-ți stabilești obiectivele. Corect. Să știi foarte bine ce-ți dorești, astfel încât ulterior să poți să-ți faci plan pentru a-ți atinge acele obiective. Exact. Bugetul, primul principiu. Bugetul, apoi avem obiectivele financiare, pentru că fiecare familie are un obiectiv în funcție de situația specifică în care se află. Poți să-ți dorești să-ți achiziționezi o casă sau să investești în educația copiilor sau să investești în călătorii. Și atunci este foarte important să știi care sunt obiectivele și apoi să încep să lucrez la planuri pentru a le atinge. Ce, când vrei să atingi și mai ales cât în sumă de bani concretă, ca să știi cât trebuie să economisești ca să ajungi acolo. Exact. Un alt principiu este fondul de urgență, fondul de rezervă. Vorbim foarte mult despre el, pentru că este ceva important. Te ajută cumva să faci față unor situații neprevăzute sau unor evenimente, nu știu, la care ai vrea să participi și cumva te destabilizează. Un exemplu este atunci când vrei să te duci la un botez, ești invitat la un botez sau la o nuntă sau în latura cealaltă când ai nevoie de o intervenție medicală. Și atunci, acesta este un alt principiu prin care noi recomandăm să ai puși deoparte până la 3-5 salarii, astfel încât să nu te destabilizezi când ți se întâmplă un astfel de eveniment și nici să nu regreți că nu poți să participi atunci când e de participare. Pentru că cu siguranță ți-ai dori să fii alături acolo la astfel de evenimente. Dacă mai sunt principii, te rog să le punctezi, pentru că aș vrea să trecem și la concret cum s-ar particulariza aceste principii pe un exemplu concret la libera alegere. Adică să-mi spui un obiectiv sau un exemplu de ceva ce ne dorim pe termen lung și cum le-ai structura pe toate acestea. De exemplu, eu aș lua exemplul meu referitor la pensie, pentru că pensia sau cumva investiția pe termen lung este un alt principiu pe care noi ne bazăm. Și mă uit la mine acum 20 de ani, când vedeam, mă gândeam la pensie și îmi spuneau părinții, o să ajungi și tu la pensie. Pentru mine era foarte departe pensia. Uitându-mă acum la mine, în prezent, îmi dau seama că nu mi-este atât de departe și cumva știind studiile care ne spun că la vârsta pensionării venitul îți scade cu 64%, este momentul în care te gândești, aha, e nevoie să fac ceva, e nevoie să fac ceva astfel încât să-mi asigur nivelul de trai pe care eu îl am în prezent. Și va fi prea târziu atunci dacă realizezi și ca să previi treaba asta... Ca să previi treaba asta, te gândești la ce ai putea să faci și cum să investești și ceea ce am făcut eu recent a fost să-mi achiziționez o pensie privată, astfel încât să compensez cumva această reducere de venit. Așa este. Un coaching financiar cred că face legătura între acestea. Ce ar trebui să aibă un coaching financiar ca să fie exact ceea ce avem nevoie? Coachingul financiar le îmbină pe toate cele pe care le-am menționat mai devreme, adaugă și paliere pe zona de investiții, adaugă paliere în zona de educație financiară, care este important ca toți membrii familiei să participe, pe de o parte, și îți asigură o regularitate. Este important, planul financiar nu-l faci acum și e static. Correct. Este important să, în funcție de, nu știu, nevoile pe care le ai de la un an la altul, de exemplu, apare un copil. Cumva se schimbă prioritățile și ce este important e că atunci când tu ești bine și ceilalți sunt bine. Și asta îi spun eu tot timpul fiului meu, atunci când ești tu bine, mama, și eu sunt bine și sunt liniștită din toate punctele de vedere. Ce frumos ai spus și, Daniela, foarte important, un coach cu expertiză, nu doar un prieten în care
care să ai încredere că e un om bun și că îți vrea binele, dar la fel precum mergi la un doctor de la care așteptarea să știe foarte bine meserie și să-ți dea sfaturi și rețete eventual sau măsuri de prevenție ca să îți păstrezi sănătatea, nu să rezolvi o boală și să reacționezi, ci să previi. La fel și un coach financiar trebuie periodic consultat ca să îți spună ce ar trebui să faci într-un context care se tot schimbă pe parcursul vieții, dar ce nu se schimbă sau nu ar trebui să se schimbe este atingerea obiectivelor financiare pe termen lung care te fac fericit. Exact. Foarte bine structurat. Mă bucur că am reușit în doar 5 minute să cuprindem atât de multe. Daniela Urzică, mulțumesc pentru că ai fost la Banii Mișcare și să ne auzim cu bine. Și eu mulțumesc. Dragilor, țineți aproape, o să continuăm să vorbim despre finanțe personale, investiții și cum ajungem pas cu pas la prosperitate și stabilitate financiară, alegeri care ne fac bine pe termen lung. Țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Continuă să economisești într-un fond de rezervă ca să treci mai ușor peste evenimente neprevăzute. Emisiune sponsorizată de BCR. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar.